Salutare, noi sunt Răzvi și bine am regăsit la un episod din Survival Games. Astăzi suntem pe Avarisia și... ok. Și vreau să vă rog și voi să apăsați și voi butonul like, să strângem 100 de like-uri la acest videoclip. Ar fi super, super awesome. Băgăm aici piciorul cum dracu a luat la sabia. Ok. Deci vreau să strângem 100 de like-uri la acest episod pentru că mă chinui la episoadele din DSG și chiar aș vrea ceva suport la ele. Și da, până la urmă nu altceva în afară de like-uri, ce vă cer? Vă cer altceva în afară de like-uri. Măcar astea să mi le oferiți și mie. Ok. Dacă sunteți niște abonați drăguți. Ok, nici o fucking sabie. Ok, o să o luăm pe aici. Și, fraților, o să discutăm de un subiect destul de important în acest episod. Ei bine, PvP-ul. Bă, nu știu ce o să se întâmple cu serverele și cu PvP-ul în general, pentru că a apărut unul nou și a schimbat radical. Efectiv, nu mai este același PvP. Nu zic că este un lucru rău, dar va trebui să ne obișnuim cu acest lucru și o să ne fie destul de greu, vă spun eu, pentru că vă zic din propria experiență, pentru că eu joc din pe The Syndicate, da? Syndicate e pe 1.9 și efectiv e foarte greu să rezist contra mobilor și efectiv tu trebuie să dai click. Aștept 5 secunde, click, aștept 5 secunde, click. Și astfel, nu mai există jitter click și na, o să fie destul de bine, o să nu o să mai avem atâția hackeri, adică nu înțeleg ce hack ai putea inventa, să dai click și să dai damage, că nu vine acum. Și asta ar fi un lucru bun, în primul rând. Dar PvP-ul ar fi foarte greu, foarte greu. Sper să se rămână la 1.7. Ar fi cel mai ok, pentru că 1.7 este o versiune bună de jucat, cum se numește, PvP. Și chiar poți câștiga ceva meciuri și astea pe ea. Nu este, adică față de 1.8, asta e parfum, frate. Adică efectiv pe 1.8 și 1.9 am încercat să joc SG, nu poți! Deci îți dau ăia la hituri și la... Na, e nașpa, e foarte, foarte nașpa. Deci, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru acest episod, să vedem dacă mai vreți episoade din Survival Games sau închid seria, pentru că, până la urmă, dacă nu vă place, o să închid seria, am o grămadă de serii și mai faine decât asta, dar asta e de la începutul canalului meu și chiar doresc să ajung la mai multe episoade, nu neapărat să o termin. Dar probabil că odată și odată o să mi se ia cheful și nu o să mă mai joc, pentru că n-o să joc toată viața LOL, am dat un singur exemplu. Și ce vreau să zic, am început foarte multe serii noi, vreau să mai experimentez cu seriile, să vedem cum ce părere aveți de ele. Și de acum încolo vreau și un target, bă, fraților, deci eu am 200 de abonați, aproape. Creștem foarte rapid, deci credeți-mă, foarte rapid, nu știu când creștem așa de rapid și vă mulțumesc tuturor care s-au abonat și... vreau de acum încolo să fac o regulă. Fraților, chiar aș vrea și 100 de like-uri la fiecare episod, când intră cineva pe canalul meu, să vadă acolo 100 de like-uri. Bă, chiar are abonați activi și chiar merită, bă, hai că mă abonez și eu la el. Și astfel o să facem comunitatea asta și mai mare și o să vă pregătesc multe, multe surprize pe viitor. Și dacă cam asta ar fi subiectul ăsta legat de like-uri, deci vă rog și eu frumos apăsați un like, o secundă, ieșiți din full screen pentru că sunteți în full screen marea majoritate sau vă jucați ceva. Fraților, puneți pe pauză sau ieșiți din full screen și apăsați la butonul de like. Atâta vă cer, pentru că
Rest, nu vă cer share, nu vă cer comment, nu vă cer subscribe. Dacă îți place, te abonezi, dacă nu, și mai bine. Ok. Și încă o chestie. Deci eu, prin vară, vreau să-mi iau un PC. Un PC. Și am nevoie și de ajutorul vostru, pentru că, na, sunt bani, sunt destule mulți bani și chiar nu mi-aș putea permite. Și chiar aș avea nevoie de ajutorul vostru, fiecare cât poate, dar mă gândisem la o chestie. Deci, what the fuck, de ce mi se mișcă așa? Deci PC-ul ăsta e destule bun, dar îi trebuie un upgrade, ceva la o placă de placă video de bază, placă video mai bună, placă de bază, vreau să mai iau o sursă și o carcasă mai vreau să iau. Și ăstea o să ducă undeva la 25 de milioane. Nu e chiar așa mult, cam atât ar costa un PC bun, decent să-ți iei, dar vreau să fac upgrade-ul ăsta chiar neapărat. Dar nu mă pricep, în primul rând nu mă pricep la componente și astea, dacă o să meargă bine componentele și astea. O să văd eu cu cine o să discut, să vedem dacă o să meargă și... Da, fraților, dacă nu dați like pentru chestia asta, nu știu pentru ce dați. Prea șmecher l-am bătut pe tipul ăsta. Da, i-a sărit prin geam itemele. Bă, ce moftică, bă. Ok. Deci, aș vrea să-mi cumpăr un PC. Și mă gândeam în felul următor. Stunter a făcut acum câteva luni bune o serie cu ceva un SMP al abonaților. Și pentru a intra în el, aveai nevoie de un passive card de 25 de lei, atât era intrarea, pe o lună. Și nu vreau neapărat să vă cerșesc astea. Gândiți-vă în felul următor, eu dacă aș avea un PC mai bun, aș posta mai multe videoclipuri, aș face mai multe live-uri, aș face mai multe giveaway-uri, pentru că de ce nu fac giveaway-uri, mă întrebați? Ei bine, pentru că nu am bani, vreau să strâng de PC. Și mă gândeam în felul următor, să fac și un SMP al abonaților și acolo pentru a intra ai nevoie de 25 de lei pe eSafe card. Eu zic că e idee faină. Ah, băgă-mea și piciorul, bă. Fraților, îmi pare rău pentru chestia asta, dar n-a avut... totul mai bun decât mine. Mie mi-au picat chestiile alea tip... mi-au picat itemele tipului peste geam și n-am mai putut să le iau. Ok. Deci, sper că ați înțeles. Vreau să fac un SMP al abonaților și pentru a intra în el o lună trebuie să plătești 25 de lei pe eSafe card. Gândiți-vă în felul următor. Eu nu fac niciun ban din YouTube. Deci tot ce voi strânge eu se va duce în PC și în giveaway-uri. Deci, nu credeți-vă că nu o să-mi iau haine cu banii ăia. Pentru că haine mi-au din banii mei, cum să vă zic. Dar chestia e că am nevoie de suportul vostru pentru a-mi lua un PC nou. V-am zis avantajele mele și ale voastre. Deci, ale mele că o să am frame rate-uri mai bune. Că o să am calitate foarte bună, vă zic așa, o să editez videoclipurile în altă calitate, pentru că acum stau foarte mult la rendere și astea. Dacă o să am un PC bun, asta înseamnă că nu mai trebuie să strâng bani și chestia asta, să nu-mi zic, bă, hai că bag acolo la PC, nu să mai iau chestia asta, nu știu ce. Poate o să mai fac un giveaway așa ocazional cu un cont de Minecraft Premium sau un cont de CSGO. Dar asta dacă mă ajutați și voi cu acest lucru. Știu că vi se pare ciudat, ne cere bani că nu știu ce. Da, vă cer bani pentru că nu îmi permit.
nu permit, sincer. Adică mi-am permis acest PC, dar timp de un an am strâns bani, am strâns bani și e destul de greu. Chiar a fost un an destul de greu, gen nu-mi luam nimic, nu-mi luam dulciuri și chestii astea. Și na, nu zic că ar fi un lucru rău că nu ți iei dulciuri, dar gândiți-vă așa puțin. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Sper că ați înțeles ce am discutat în acest episod. Dacă vă place ideea și sper să nu dați hate pentru chestia asta, că vreau să fac și eu un bănuț, să fac și eu roz de PC pentru voi, fraților. Deci pentru voi fac chestia asta, pentru că o să am calitate mai înaltă, o să fac mai multe live-uri, o să fac mai multe episoade. Fraților, sper că ați înțeles acest episod și subiectele. Dacă nu l-ați înțeles, să-l mai puteți revedea încă o dată. Eu am fost Sinner, până viitoare. Nu uitați de like, fraților, 100 de like-uri pentru acest episod. Eu v-am salutat. Ciao, les!